Exact ca și la primul tur de scrutin, poliția a ținut deoparte informațiile care, în mod normal, ar fi trebuit făcute publice. În ciuda faptului că oamenii din presă au auzit și chiar au asistat la multe nereguli petrecute în ziua alegerilor prezidențiale, nereguli înregistrate atât în interiorul secțiilor de vot cât și în afara acestora, nimic nu a putut fi confirmat de către cei care ar fi trebuit să își facă datoria pe deplin. Nu se știe cine și ce a avut de câștigat ținând ascunse aceste evenimente, însă este clar că totul a însemnat de fapt o strategie bine pusă la punct a reprezentanților din structurile menite să apere legea. Surprinzător, la mai bine de 24 de ore de când au avut loc alegerile, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu transmite un comunicat de presă la orele prânzului. Așa se face că abia luni, pe 17 noiembrie, suntem anunțați că la nivelul județului au fost înregistrate 22 de situații privind posibile încălcări ale legii în legătură cu desfășurarea campaniei electorale și a procesului de votare. Dintre acestea, 12 sesizări nu s-au confirmat, iar una a fost direcționată spre soluționare către Biroul Electoral Județean Giurgiu. În același timp au fost constatate un număr de 4 infracțiuni și au fost aplicate 5 amenzi în valoare de 5.200 de lei. Cum era de așteptat, cele mai multe reclamații au fost legate de transportul persoanelor cu diverse mijloace auto către secțiile de votare. Se pare că nu au lipsit nici reclamațiile privind sfătuirea alegătorilor cu privire la candidatul pe care ar trebui să-l voteze. După ziua de duminică, adică tot luni, la poliție au fost înregistrate alte 4 sesizări privind săvârșirea unor fapte penale. În fiecare dintre aceste cazuri, în prezent se efectuează cercetări sub coordonarea unității de parchet competente. Și de această dată sesizările privesc coruperea alegătorilor, violarea confidențialității votului, loviri și alte violențe. În altă ordine de idei, din același comunicat, aflăm că la cele 244 de secții de votare înființate în județ, paza a fost asigurată de 120 de polițiști, 140 de jandarmi, 190 de polițiști de frontieră și 100 de lucrători ai ISU. Chiar dacă vocea acestei instituții nu s-a făcut deloc auzită, duminică, pe 16 noiembrie, polițiștii ne spun că cei de la serviciul rutier au organizat mai multe filtre pe drumurile județene și naționale. Astfel au fost verificate aproape 100 de autovehicule care se ocupau cu transportul public de persoane, dintre care 77 de microbuze, 7 autocare și 15 autobuze.